Din punctul de vedere al medicinii tradiționale, organismul nostru este posesorul unui sistem bioenergetic foarte bine pus la punct, care are la bază 12 meridiane principale și alte două meridiane unice. Meridianele principale sunt meridiane care au un traseu superficial la nivelul pielii, unde se găsesc și punctele de acupunctură, și au și un traseu intern, ajungând la fiecare organ în parte pentru a alimenta cu energie și pentru a regla funcțiile organelor respective. În concepția extrem orientală, boala apare în momentul în care apar blocaje în circuitul energetic de la nivelul acestor meridiane despre care v-am spus. Orientalii consideră organismul din punct de vedere fizic, emoțional și mental. Blocajele pot apărea la oricare din aceste nivele și este de datoria acupunctorului să găsească cauza acestor dereglări și să intervină corespunzător. Tratamentele prin acupunctură se fac în serii de aproximativ 10 ședințe, care durează aproximativ 30 de minute, odată la 2 zile, deci 2-3 ședințe pe săptămână. În 1975, OMS a scos o listă de aproximativ 40 de boli care pot fi tratate prin acupunctură. Ele sunt foarte diverse și putem trata aparatul respirator, rinite, amigdalite, otite, hipertensiune arterială, aritmii, tahicardii. Se poate trata stresul, mai ales acum că toată lumea este supusă stresului. Beneficiile în urma acupuncturii sunt extraordinare, de relaxare, de calmare, de abordarea problemelor în altă manieră. La nivelul aparatului genital se poate trata foarte bine prin acupunctură infertilitatea, chisturile ovariene, chisturile la nivelul sânilor, mastozele chistice, reglarea ciclului menstrual sau a durerilor din timpul ciclului sau dinaintea lui. La nivelul aparatului urinar, cistitele beneficiază de tratament prin acupunctură. La nivelul tubului digestiv avem colicile biliare, avem flatulența, avem balonările, tulburările de tranzit, tulburările de absorpție, bolile metabolice și așa mai departe.